Vă salut, prieteni! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Extreme Feeder. Din nou la apă. Într-o zi de joi. Prima dată pe balta Boten 2. Pescuiesc pe standul 12. O să încep în malul de vis-a-vis. După care o să sondez. Pe ce credeți? Iar este, e târziu. E 10, fără un sfert, cred, ceva de genul. Pentru malul de vis-a-vis, catcherul de 4-2 cu cei 4 și noul degetar de la catcher, care se simte și arată foarte mișto. Am avut câteva lansări, firul se simte bine, pielea asta e una moale și pare calitativă, dar stați aproape că lansăm astăzi de câteva ori și vreau să văd ce se întâmplă. Bun, ca și nadă de la micuțul, peleții de 3 mm. Ca să vă arăt tot că să fim așa. Nada maro, tot de la micuțul. Și am făcut o mână, de fapt n-am făcut, sunt cu Cezar. Am luat o mână de competition, nada cerealieră, pentru capac. Vedem cum merge, nu o să facem foarte multă nadă, pentru că vrem să găsim mai întâi rețeta care să funcționeze cel mai bine și atunci o să facem nada respectivă. Bun. Dau un mal. Cam mici standurile. Da. Aie! Rămâneți acolo, revin. Prima la lansare la 7 minute a plecat. Nu te înțelegi cu ăștia, o să am un sunet. Și de partida asta, sunet. De sunet. Mi-a plecat în 4 minute, e ceva de vis. O, 7. 7, 7, 7, da, am intrat cu portocaliu. După ce mă plângi, vedem ce se întâmplă. Sondam cu cealaltă lansetă. Am lăsat un plumb pe jos pe acolo într-o agățătură. Băgat altul și vedem ce ce găsesc, pentru că vreau să pescuiesc și pe vad. Hai că-l aducem la mal și vi-l arăt. N-am băgat juvelnic, doar îi facem poză și dăm drumul mai departe. L-am uitat și eu bluza anti-UV acasă. E bine, mă? E bine. Te blazez. Hai să-l vedem. Where is Mr. Chorty? Nici flotor n-am azi. Suntem bine, mă. No, Chorty. Bravo! Bravo! Hai că l-am bălăcit la mal. S-a rugat de mine să intre în mincio, dar cine să-l scoat? Dăm după următorul. Greu, tare, prieteni. Cred că m-au ghețat. Cred că am fost agățat în ceva. Oricum, te văd, abia am reușit să arunc și eu vreo 3 metoduri. În malul de vis-a-vis am rupt. Și-a durat ceva până am refăcut. Acum dau din nou un mal. N-am mai plecat decât un Mr. Sompitic la 327 de grame. E greu când nu încep de dimineață. Ești ușor pe picioare. Vedem ce sunt curios și eu. S-a făcut deja 11 și un sfert, adică și nu știu de câte ori am aruncat, eu te-am pierdut și mumeala. Da, vi le arăt cu această ocazie, cele de 7 mm de la micuțul și cu orange. Le băgăm și mai dăm o dată, vă zic că fac o struță, o cămilă, cât stau pe așteptare pe lanseta din mal. Încerc să fac un vad între ei sferturi. Am zis ceva acolo la modul nu e atât de mult mâl. Dar nu e tare. Și încerc să abordez zona aia. Vreau cred că măcar vreo 10 metoduri din astea bun încărcate. Și când mai pescuiesc în mal, poate, poate, ulterior mă reușesc să mă leg de zona respectivă.
pelete cu capac de brown. Când i-am băgat pelete cu capac de cereală, a intrat Mr. Stone Pitic, așa că merg cu brown. În continuare, vă arăt imediat. Cam așa-i duc. Acum, Dumnezeu cu Mila Iogovici. Mila Iogovici, exact cum zice Cezar. Mă dau bă numai și vedem ce apare. Sper măcar 2-3 pești să prind azi din timpul pe care îl mai am. După 326 de sompitici, avem și noi o trăsătură ca lumea. N-a mai fost nimic interesant, de asta n-am mai pornit camera, dar mai avem o oră de pescuit. Vedem dacă salvăm partida. A dat Cezar cu praf magic acolo, mal de vis-a-vis. Zice că dă bă acolo, că acolo pleacă. Și ce crezi, bă, a plecat? Și nici n-am dat drumul la cronometru. Unde o dau, mă, data viitor? Tot acolo. Tot acolo? Da. Nu știu dacă mai ies. Nu, e mare, dar e mai mare decât un somn tipic. Standurile și ei sunt mici, să știți. Adică asta acum e plecat 3 standuri în stânga. Deci dacă erau niște lansete pe vadle, coseam. Ia să vedem ce magraon avem. Păi, de mă, nu mai fi nebun. Mamă, 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 e... E dita-i Mr. Chorty. Cum, unde te duci, mă? Uite-i și tu. Da, ce l-a făcut le faci? Uite. Și cu tine, mă. Opa! Mamă, 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 cât adrenul, ce nebunie! Da, să vezi că vi-l arăt. Mr. Chorty. Asta e Mr. Chorty. Intrat pe o portocalie de 7 mm. Le eliberăm ca așa e frumos și sperăm că mai bine, mai dăm, mai avem puțin de pescuit, așa că vedem ce este. Another trăsătura, if you know what I mean. Hai că am muncit cât am muncit, am luat 226 de somn pitici. M-am scăpat, mă? Ma. A fost de mult acolo, n-am fost pe scaun, n-am găsit o lăsată. Dar asta este. La 6 minute a intrat. Încărcăm și dăm din nou. Și vedem ce mai apare, că mai avem puțin. A plecat din nou la 5 minute. Sper că de data asta să-l aducem, că am fost pe fază. N-ar trebui să se... sau că au venit băieții cu deranj și cu scandal. Nu, no, te înțelegi cu ăștia. Hai cum. Da, hai să vedem când... Auziți, dacă nu vă supărați, filmez și eu ceva, adică putem? Bă, putem să filmăm ceva? Putem să filmăm ceva, dacă nu vă supărați, nu știu. Încercați, poate reușiți. A, adică vrei să nu mai vorbim? Sau? Da. Bine, hai. Bine, Alex, în sfârșit a prins un pește după 450.000 de somotei, are și el un pește. Dar știi de ce? Că ai venit tot. Exact. Noroc că a venit marinică, că dacă nu vine marinică, el tot pe somotei era. Dar noroc cu Cezarică, că i-a zis unde să o face la Gaurică și la pe Cioctănică. Da, măi, bine, gata. Hai. Și acum îi dăm legătura domnului Chorty. Cam nervos. Hai să vedem ce e. Eu, cum un ciortan frumos. Vedem când ajunge la mal. Mă enervează că am uitat și flotorul acasă. Veni pe fugă, ce să faci.
Nu pot să stau cu nicio bună așteptare, dar o scate noi la capăt. Ia să vedem. Bă, mi se ciope frumos. Hop, 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 hai prieten. Gata, ia nostru. Ia nostru. Super, hai descubit la arăt acum. Dacă se activează, mai prindem 2, 3, 4, 5. E super, pe la 2 kg. Să moară dracu, de n-a luat cei mai mulți. Hai că vedem ce. Deci la portocaliu de 7 mm de la micuțu. Lăsa intră. Hai mă, dă-te aproape, mă, să te vadă youtuberii mei. Băi. Hello. Hai că-s murdar, să-ți miroasești ție mâna pește. Da, mă, nimic. Cu asta pescuiești. Cu asta, exact. Cred, ăla. Cred că cu asta nu știu, dar cu asta pescuiești. Da. Eu nu prind nimic, ca și el iau. Uite aici, Chorty, ce prinde. Is the Mr. Chorty. Da, da, bine, hai, hai să ieși. Aoleu, mă, cum... Noroc că ți-am pus pepții, nadă, că ți-a transpirat, că ți-a dat, i-a dat lumea nadă, el i-a arătat unde să pescuiască. Exact. Da, noroc, nu, nu ne arunci mie lanseta, te rog. Noroc să fii, că ești. Da. Hai, ai pus un pintă. Un pic. Și dacă vă întrebați ce fac cu gardnerul ăsta pe mână înapoi, am venit Marian. L-a văzut pe ăla de la catcher. Mă, l-am șfăcat, bă, frate, nu te poți înțelege cu el. Nu mai minți, mă. Bă, frate, bă, l-am. Bă. Vino, mă, și arată-l cum e pe degețel, mă, că pormă zică lumea că mint. Vino să arăți degețelul. Ma. Ia uite-l, bă. Nu vă înțelegeți cu el, stai că-l pune. Ăsta? Mamă, cum vine, vine și pe ăla. Top. Da, bă, băieți, e ce trebuie, da, și da. La bani este. 30 de lei. Da, foarte mișto. Foarte ca lumea, deci dacă vă trebuie degetar, luați-l la o probă. Mamă. Plecam la 2 minute, prieteni. Deci acolo, am cărat, cât am cărat mâncare și acum vin. Tot un Mr. Chorty. Îl luăm încet și sigur către mal. Cezar s-a băgat pe vad și croșetează să un pitic la 2,5 secunde. Cum ajunge jos pe fund, plec. Trebuie să curețe cineva balta, că eu am curățat-o până mai devreme. Zima? E multă cerere. Nu te aud. Că nu mă aude. Da, stai, nu arunca că e la tine în stand. Ești obișnuit. Nu e ceva nou. Eu aș nădi masiv. Unde? Vă vad. Masiv. Da, ce mă, știu masiv? Ce spui. Am încercat în 3 sferturi, dar n-am reușit nimic. Am mai luat unul și mai devreme. Uite și cum lucrează catchers. Să uitați de astea, bă. Am avut în minciun. Opa! Prietenii-al nostru. Ia să vedem, tot pe la 2 kg. Ciortan frumoși care se distrez. Curat, frumos, elegant. Pecele. Asta e, băieți. Eliberăm și dăm acolo sus că văd că se activează. Și asta mai mult acum. I
El e. Nu pare a fi comotei. Nu, nu, nu. Dar nu face așa. Nu, 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 nu face așa. Da, e. Deci abia a căzut, mă. Dă-te că... Nu, no, iar l-am pierdut. O fi fost line bite, cred. Dragilor, am rupt. Oricum e 2:30, Melene să mai refac pentru jumătate de oră până clipsez sus în mal, până măsor, chiar n-are niciun sens. Cred că a fost cea mai scurtă incursiune, sau cel mai scurt video de anul ăsta. Dar trebuie și din asta și mai mult decât atât, știți foarte bine ceea ce fac ca aia postez. Și trebuie să avem și partide de genul. Cu siguranță dacă aș mai fi stat o oră, două, sunt sigur că aș mai fi prins ceva din malul de vis-a-vis pentru că se activase. Dar ăsta e timpul, cu asta avem de a face și atunci trebuie să ne conformăm cu lucrurilor pe care le avem. Bun, mersi mult de tot că v-ați uitat și la acest scurt material. N-am arătat mare lucru, dar nu știu, ați văzut degetarul nou de la Catcher care, vă zic, merită toți banii. Seamănă cu cel de la Fox foarte mult. Aceeași calitate la jumătate de preț, deci trageți un ochi peste el. De asemenea, nada de la Micuțu cu pupănelele astea foarte mișto. Portocaliul ăsta l-am folosit azi. De fapt, portocaliul îl folosesc mai în fiecare partidă. Portocaliul încep. Și care au dat rezultate. Vi le recomand de asemenea, căutați-le pe internet pentru că le găsiți și în București de ceva vreme. Perfect. Dragilor, mersi mult încă o dată. Dacă nu v-ați abonat, puteți să o faceți. Și până data viitoare, nu uitați, ieșirea contează. Vă salut!